Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Stai așa puțin, că dacă o să spun de unde sunt, că o să-i dau peste cap. Deci în câte zone pot să stau? Poți să-i dați drumul, să vedeți acum. Să-i dăm drumul. Mă numesc Drăgușanu Gabriel Andrei, sunt născut în Târgoviște. Părinții mei locuiesc în Roman. Am avut și o domiciliu acolo și momentan îl am în Ilfov, domiciliu de când m-am însurat cu soția. Am un copil care s-a născut în Italia și celălalt în Germania. Deci e complicat, dar locuiesc în Germania. Acum mă găsesc în fața dumneavoastră așa și la cuțite. Preparatul pentru seara asta. O salată orientală de caracatiță. E o rețetă foarte originală, o rețetă de-a mea. O combinație între România, Italia, Germania și Grecia. Caracatiță grecească și italienească în același timp. Am pus cartofi, filmați aici cartofi. Cartofi cu șofran și cu ceapă înăuntru, cu un pic de oțete, ceva oriental. Facem noi salată orientală în România. Sosul de fructe de pădure pentru ceapa roșie, creata julien. Ceapă roșie trecută prin sos de fructe de pădure, pe crud, vine din Germania. Sosul de mazăre și eu l-am blenduit frumos și ăștia s-au făcut super frumos. Cartofii violeți, specla roșie și trufe. Băgăm la blender un pic de unt, facem frumos cremos. Ăla ar fi patul pe care o să află salata mea de caracatiță. O să fie mazăre cu piure de cartofi violeți și cu salata cu ceapa în sos de fructe de pădure deasupra. Și platingul e important, dar mai important e gustul. Mi-aș dori din tot sufletul ca să pot să câștig, măcar în bootcamp să trec, să simt senzația aia și vreau să ajung neapărat într-o echipă. Și știu că o să fiu concediat de la muncă, o să-mi pierd slujba, dar nu-i problemă. Pentru că o experiență de asta o trăiești toată în viață, cel puțin pentru mine, că prin câte am trecut și câte pățenii am avut, cred că merit și eu așa ceva. Și poftă bună! Am emoții și nu am emoții. Cele mai mari emoții nu am nici la gătit. Problema e chiar să-i văd pe șefi. Urmăresc din primul sezon și să știu că acum o să fie sezonul 10 și o să fiu și o prezent, deci e ceva ireal. Hai de mine, am ajuns și aici. De ce e ireal? Doamne, ajută. Doamne, dar o dezamăgire, dacă nu iau niciun cont să-mi trec. Păi nu știu, cred că o să rămân dezamăgit. Deci eu mi-aș dori... E desert, mă. Du-te cu desertul tău. Vreau desert. Vreau desert. Da, hai. Nu e desert la farfurie. Nu e, bă. Dar arată ca un desert. De salată? De caracatiță. Yeah. Mă, cartof, să știi că italienii sfeclă, fac genul ăsta de măsline? Salată. Măsline? Salată orientală cu caracatiță. Așa, mă, uite, vezi? Ai gustat tu? Nu, da. Dar după ingrediente. Are ou fiert? Da. După ingrediente, da. E salată orientală cu caracatiță. Nu știu și care e gust de caracatiță. Ăsta de salată orientală. Da, mă, păi era și intenția. Nu v-a plăcut? Mi-mi place în general salata orientală. Mi se pare că a stricat-o cu caracatița. Băga caracatița, acolo e ceva în plus. Da, e o chestie nouă, știi? Da. Păi nu e nou. De ce zici că nu e nou? Păi gustul de salata orientală. Da, mă, și cu caracatița. Ce, de ce plăcea acum? Mi-a stricat salata orientală care mi-a făcea bunica. Exact, da. Bă, bune? Da. Aia o face și filmul de 11 ani. Cine a gătit? După cum este gătită, este un... Spaniol, nene. Da. Și a zis că a făcut un fusion. Spania-România. Scuze-mă, nu vreau să te super pe mine. Nu. Orientul e în est, Occidentul e în vest. Spania e în vest și salata orientală e din est. Să mâncă la noi, mă. Hai, mă, despre ce vorbești, mă, Florin? Stai, mă, că ne învață punctele cardinale. Da, ce este vest, nord, sud? Ce vrei să spui? Bine, dar nu are... Bă. E denumirea e salata orientală. Nu știu dacă mai e până alte părți decât la noi. Nu știu. Asta e adevărat. Mai e și în alte părți, îi spune salata orientală. Dar e doar pe la noi, cred. Mamă, m-a spart. Hai, mamă. Salata de băț cu pui, la fel e doar pe la noi. Așa că ce vrei? Acum sper să aprecieze. Am eu mai multe emoții decât el acum, doamne. Salutare, șef! Salut! Salut! Mă numesc Drăgușanu Gabriel. Salut, profesie Gabriel. Bucătar. Vin din Germania. Ai fost unul că era pe aproape, mă! Da. Ai trecut un pic și prin Spania.
Zic că am fost și în Spania. Da, stai, mă, gata, m-am nimerit. Și asta ce e până la urmă? Orientală sau occidentală? Nu, este orientală. Am luat puțin din fiecare. Ia, un pic din Italia, un pic din Grecia, un pic din Germania și România. Ok, dar cu ce ocazie te-ai plimbat așa prin Europa? Păi, cu munca. Sunt în gastronomie, bucătar de... De cât timp? Din 2005, oficial. Și câți ani ai? 36 de ani. Mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc. Altceva n-ai apucat să faci în viața asta decât bucătării? Sincer, când m-am dus în Italia prima dată la 18 ani... Dar ce ai căutat tu la vârsta aia acolo? Lipsa de bani și am hotărât printr-o ocazie să plec în Italia. Și de acolo am început aventura de bucătar. În Roma, Ostia. În Ostia eram la... Dacă știți, pe mare acolo. Cam din 2004 până în 2012 am stat în Italia. Mamă, ai stat ceva? Da. Toată activitatea mea a fost în bucătărie și pizzerie. Bravo. Mm-hmm. Și după aia m-am mutat la Napoli. Și după aceea, după ce ai plecat din Italia, unde te-ai dus? În 2012 am hotărât cu soția mea să-mi găsesc ceva de muncă, dacă are vreo rudă prin Germania, că nu se mai putea în Italia. Munceam la pizzerie, într-o piață mare. La fiecare colț de stradă vedeam copilași 10-11 ani cu țigările. Și m-am gândit puțin și la copilul meu, pentru că era mic, avea un an jumate. Păi bine, și tu ți-ai ales Napoli, până la urmă era greu în Napoli. N-aveam altă posibilitate decât să mă duc în Napoli, pentru că am avut ceva probleme la ce Roma. Fă? Am avut un anturaj destul de rău. Păi și ce copil faci? Fiind, eram un dealer de droguri. Wow! Da, am intrat într-un... Păi, și în Austria? Acum ai zis că ești în Austria, nu? Nu, sunt în Germania. Pardon, în Germania. Dar cum v-ați hotărât să plecați din Italia-Germania? V-am spus că vedeam pe fiecare zi mult de copii și așa, și ne-am gândit mai mult la viitorul copilului nostru. De când am ajuns în Germania, 4 mai 2012, timp de 2 săptămâni, orice ce vedeam cu mâncare, intram și întrebam. Aveți nevoie de un muncitor în plus? M-a văzut ăștia, deja a zis, asta nu durează aici nici o zi. Ori îl bate pe șeful, ori pleacă că nu-i convine, ori așa. Le-am intrat sub piele, am văzut cât de bun sunt, am prins repede. Să vă spun că eu deja după 2 ani de zile eram șef bucătar. Și din ziua a plecat toată chestia asta cu bucătăria, adică chiar pe bună responsabilitate, având sub control, cred că jumate din sală, din ospătari, că și pe ei tot eu îi controlam. Când șeful meu pleca, responsabilitatea era mea. Am muncit la un restaurant italienesc până în 2017. Din 2017 m-am dus la un restaurant nemțesc. Și eu actual lucrez la un restaurant nemțesc de 4 ani, în 2017. De ce ai venit la noi? Păi nu știu, la câte sacrificii am făcut. Ce, un sacrificiu să vii la noi? Da, e un sacrificiu. A fost un sacrificiu mare pentru mine. De ce? Pentru că deja când am fost la preselecții, i-am cerut voie la șeful meu să plec, am niște treabă în România. M-am întors, totul bine și frumos. Acum, și deja știe că sunt bolnav, am febră, mă doare burta și că stau acasă, că mâine dimineață la ora 6:30 sunt la aeroport. Deja mâine o să mă simt bine. Deci o să zic că da, te simți bine. Hai că are treabă, băi, atunci să se grăbești. Frate, ne pare foarte rău. Vai. Verdictul, acum. Te-ai jucat un pic cam prea mult pe lângă sala ta asta orientală, mult prea mult, și ai riscat foarte tare. Adică sunt elemente care nu funcționează cu salata orientală, că despre asta e vorba. Eu știu, sunt propriile invenții, schimb meniul o dată la lună, tot meniul la restaurant, și ultima dată chiar am avut noroc cu preparatul ăsta. E, ambiția e mare. Ar pleca dezamăgit, dar eu sper să... Deci gustul oricum, deci dacă iese ce am mâncat eu, deci n-are cum. Deci gustul e perfect. Dragule. Caracatița ta... Mă. E bună. Mă. Chiar dacă e inserată în salata orientală. Nu pot să mă iau, mă scuzați. A fost cadou la soția mea să mă scrie aici, de nuntă. Așa, cadou? Acum 3 luni am avut nunta și ăsta a fost cadou meu. M-a scris de 2 ori, zis să fiu sigur că te-am înscris. N-am știut nicio. Piată. Mulțumesc. Mulțumesc pentru... Oane, pare rău, da. Asta e. N-ai, mă, pe bun, nu pe bun. Deci nu pot să cred. De 9 sezoane mă uit pe canapea oaia la dumneavoastră și nu pot să cred că sunt aici cu 3 cuții de vață.
Doamne, și nu pot să mă abțin. Vă mulțumesc. Nu te abține. Vă mulțumesc că nu sunt foarte... Felicitări. Vă mulțumesc mult de tot. Doamne. Deci salata este foarte, foarte gustoasă. Da. E adevărat, crede-mă, elementele astea pe lângă nu prea au ce. Este să nu-l vadă șeful tău. Dar salata e perfectă. Sper să nu mă mai vadă șeful. Păi și ce faci acum dacă vin bootcamp? Ce da. Să faci? Să lească să pleci, să dai demisia? Deja am replica pentru bootcamp. Da, problema da. E, Doamne, ajută dacă să ajung în vreo echipă. Ce faci? Ce faci? Am replica și pentru aia. Îți dai demisia, ce faci? Nu, o să trebuiască să-i spun. Nu pot să-l mint. E foarte înțelegător, m-a primit în familia lui, deci e foarte înțelegător. Păi de-aia zic, ar trebui să fii sincer deja cu el și să-i explici despre ce e vorba. Poți să faci o poză cu nevastră, nu se face. Înțeles, sigur că da. Fanii mei de voi așteaptă să mă vadă pe TikTok. Păi vezi, dacă pui pe TikTok și o să vadă șeful tău că ești pe aici, gata. N-are TikTok. E de modă veche. Bă, nu mai cred. Vede altul. Se vede altul, o să... Așa, așa. Vă mulțumesc, șef. Cu drag, baftă. Ne vedem în bucur și nu o să vă dezamăgesc. Mulțumesc. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.